Deci, ca să înțelegeți, succesul ăsta nu e o coincidență. Succesul ăsta este o muncă zi de zi, întreprinderea niște acțiuni pe care este nevoie să le facem. Și dacă să facem de la început așa o schiță a succesului, da, a acestei formule, deci va fi în felul următor. Succesul este egal cu acțiunea înmulțit la timp. Vinind în cercul lor, îți dai seama că nu vorbim doar așa citate sau... Dar sunt cazuri reale. Vreau să fac bani în timp ce dorm și investițiile îmi oferă această oportunitate. Oh, foarte interesantă întrebare. De unde vin banii? Это, в принципе, вопрос так мог называться сегодняшний вечер. Дюнди Винбани. Я считаю, что очень способствует моему развитию. Это очень хороший толчок и очень хорошая возможность, и хороший шанс реализовать то, что я задумал. И с той целью, которой я пришел сюда, эта цель была инвестирование, дополнительный доход и как пассивный доход. Вот. Одна из сфер, которой я хочу заниматься. Cel mai mult m-a captivat tema Bitcoin-ului și evoluția lui. Deci ce va fi mai departe, ce este în prezent și deci cum este istoria se repetă. V-aș recomanda să atrageți atenția și să nu ratați oportunitățile și posibilitățile pe care le oferă această nouă tehnologie, care este practic baza pentru viitor. Să studiați acest domeniu, să investiți timp pentru a-l cunoaște mai bine, pentru că avem informație foarte multă. Dar ceea ce vă rog să învățați, să alegeți informația care este calitativă de gunoi. Aceste seminarii sunt foarte importante deoarece tânăra generație învață cum să gestioneze banii oarecum și îi ajută la dezvoltarea lor. Double case face ceea ce nu face școala, nu face statul. Este anume ideea în necesitate, în deficit. Era deficitul și ei veneau cu soluția. Apărea deficitul, ei veneau cu soluția. Și atunci când vine deficit, soluție, bineînțeles că asta duce la succes. Și îmi voi încheia discursul cu o frază care m-a marcat și care este, tot, să-i spun așa metaforic, frază marca Google. Imaginați-vă inimaginabil. Vă mulțumesc!